Bună, mă numesc Diana, l-am alături de mine pe Marius de la FC Artizanat. Bună, Marius, ce părere ai despre meciul de mai devreme? A fost un meci greu, am întâlnit o echipă mai bună ca noi. Am ținut și noi prima repriză că am bătut. După aia, condiția fizică, am scăzut și am pierdut. Sper pe viitor să ne îmbunătățim condiția fizică și să câștigăm și noi. După părerea ta, care a fost avantajul celor de la echipa adversă? S-au înțeles mai bine în teren. Noi mai avem, mai trebuie să combinăm un pic, să mai ne antrenăm și am atât pentru astăzi. Arbitrajul ți s-a părut unul corect? Da, a fost bine, pot să spun că a fost bine și de data asta, dar se putea și mai bine. Nu știu, domnul arbitru evită să dea loviturile. Cred că ar trebui să uităm, să fie mai atent, pentru că pe viitor să iasă să cer între ei pe teren. Sunt loviturile cu piciorul sus, cu de la spate, ar trebui să le sancționeze, chiar dacă e și mică, cât de mică ar fi lovitura, ar trebui să sancționeze. Pentru că să iese ură după aia. Dacă ar fi să descrii seara aceasta într-un cuvânt, care ar fi acela? Tristă. Ar fi tristă, e tristă pentru că am pierdut. Bine, Marius, mulțumesc. Și eu. Dați like paginii Liga Prieteniei, vă pup.